Susținem businessul cu informație de calitate. Unicredit Bank. Inflația a fost în aprilie de 13,8%, iar în lunile următoare va crește la 15%, dacă nu chiar mai mult. Banca Națională a majorat dobânda de referință la 3,75%, de 3 ori mai mult decât în urmă cu un an. Dobânda Lombard, la care băncile împrumută bani de la BNR, a crescut la 4,75%. Roborul, dobânda de referință pentru împrumuturile luate de companii și pentru o parte din creditele prima casă, a urcat vineri la 5,71%, plus 90% față de începutul anului. Față de acum un an, roborul a crescut de aproape 4 ori. IRCC-ul, noua dobândă de referință pentru persoanele fizice, este cotat acum la 1,88%, dar din trimestrul al treilea va crește la 2,6%, iar din trimestrul al patrulea va urca la 3,54%. Pe piața titlurilor de stat, randamentele, adică dobânzile efective de tranzacționare, au urcat la 7,05% pentru scadența de un an și la 8,25% pentru scadența la 10 ani. Banca Românească a plătit companiei Nucleare Electrica o dobândă de 7,45% la un depozit bancar, față de 2,25% cât era în urmă cu un an. Pe piața depozitelor bancare, acolo unde populația sau companiile își economisesc și, -și țin banii, atâta timp cât au avut lichiditate în exces, băncile nu prea s-au înghesuit să majoreze dobânzile. Deși dobânzile sunt real negative cu mult, deponenții nu prea au alternative la depozitele bancare. Nu sunt prea mulți cei care scot banii dintr-un depozit bancar ca să investească pe bursă sau în fonduri mutuale. Când bursele creșteau, toată lumea era fericită, dar acum, când piețele scad, investitorii nu mai sunt atât de fericiți. La București, companiile mari din indicele bursier BET au scăzut cu 7% de la începutul anului, pe medie. Bineînțeles că sunt companii care sunt pe plus, dar sunt o excepție. Ca să încerceți să controleze inflația scăpată de sub control, BNR a început să controleze lichiditatea din piață, așa că băncile au trecut de la un exces de lei la un deficit care începe să ardă. Cu o întârziere de două luni, băncile au început să majoreze dobânzile la depozite, de la 1-2% la 3-4% și sunt bănci care oferă chiar 5-6%. Băncile vor fi nevoite să majoreze mai mult dobânzile la depozite pentru a nu pierde clienți și lichidități în favoarea altor bănci. Acum să vedem unde vor ajunge dobânzile la lei la depozite în toamnă. De ce lichidități vor avea nevoie băncile? În business e importanță ei decizii informate. Nu rata următoarea emisiune! Unicredit Bank